Deci că în ședința judecată pe 7 februarie se depune plângere că se va dă alt avocat de stat. Și judecătorul, ședința de judecat, judecătorul zice, dați avut timp 2 luni de zile, n-ați depus cerere, înseamnă că merge avocat asta mai departe. De o demuia, de azi, depune. Pe cine e judecător? Serghei Papuca. Serghei Papuca în dosarul. Și el nu știe că poți recuza judecătorul și avocatul și procurorul oricând? Da, Oleg, de timp câte ori a recuzat, niciodată, nici un judecător nu a fost recuzat. Cornelia, poate n-ai invocat argumente convingătoare, nu? A invocat diferite argumente și Natalia Clevadă și Cornelia Vârlan. Cornelia Vârlan a fost, v-am zis, unica. Dar cu cine te mai judeci? Că ai scris cereri în fiecare săptămână, te duci și scrie cereri. Amu, cu cine te judeci? Nu, de posedare de veri, cer de anulare a contractului donației. Asta e momentul principal. Sunt probleme și veșnică, da. Veche, de probleme câți ani. Veșnică și în legătură cu asta ni s-a făcut dosar penal că smății stac în deposedarea de avere, înțelegi? Și eu am... Dar dosar penal pe ce te acuzi? Violența în familie, ordonanță de protecție, două ordonanțe de protecție, v-am spus că... Ce ai încălcat prevederile ordonanței? N-am încălcat pe 10 mai 2007 și a fost prima ședință judecată de divorț, că eu am propus să ne ducem la oficii stări civile, să partajăm cinstit avere și dau divorț. E un recurs la convațatul și nu Tocarciu, viceprocuror Sângeriei, și pe 10 mai 2007, deci când mă duc acasă, el o sună, nanașă, duci și fă violență în familie, ordonanță de protecție. Plângere de violență. Da. Și sara mă trezesc 10 mai 2007 la Lozovan cu violența în familie. De ce nu e nici un martor, nici un vecin, Țâmbal, Crețu, Tierzi, toți vecinii mei, că au avut un pabor în 23 de ani, o bataie, n-are registrare cu fiica mea la telefon, n-are nică. Dar ai bătut-o odată în 23 de ani? N-am bătut-o. Dar de unde are paboi, cum zice, are nu, certificat medico-legal? Că... Deși nu s-o dus să-și scoat, că am făcut așa ceva, eu am mai zis și o mai zic a mea, în 54 de ani n-am dat o sfârlă nimeni și te îmboli în femeie. Bun, și pe 7 ce proces ai? Februarie? 7 dosarul penal preliminar. Mi-a făcut preliminar, am eu oșina stavcă. Asta cu violența și cu încălcarea... Da, oșina stavcă cu martori, da. Cât să tac... Deci sunt martori în dosar, ce-i zic că nu sunt? Poftim. Dar păi stai, Olea, cu oșina stavcă nu se face la anchetă, ci se face la judecată? Sau vin și audiază martorii din nou? S-a făcut oșina stavcă Irina Tambur, anchetatoare la Rășcanuca. E făcut oșina stavcă în dosar penal într-o zi. Galina... Așa trebuie și trebuie două zile. Nu, nimic de asta. Galina Roșca a depus plângeri, sprocherii în proporții destul de mari. Dar și treaba are cu partajarea averii și cu divorțul și cu violența în familie? Nu, eu am vedere că eu am depus acolo partajarea averii, Galina Roșca, deci eu vreau fac oșina stavcă, vreau nu fac oșina stavcă. M-am dus la asta era anchetatoare de la Rășcan, da? Da, anchetatoare de la Rășcan, Galina Roșca, dar Irina Tambur în dosarul penal a făcut oșina stavcă, înțelegi? A făcut într-o zi. Asta nu vreau să fac, am arătat. Casa a fost construită în 95-2002, din vânzarea a două apartamente a mielii până la căsătorie, că notarul public Olga Golubciuc face escrocherii. Procuror Morar, m-am dus la procuror, domn procuror, eu am venit la dumneavoastră să vă arăt că într-adevăr este escrocherie, s-a folosit prin înșelăciune și încredere și a obținut contractul de donații de la mine. De asta notarul public Olga Golubciuc ne-a înțeles să facem procur. Eu am făcut contract donații 2000 de lei, dar procură 120 de lei, înțelegi? Zic eu în timp și ăla, notar nu pot să decidă că eu sunt în stare emoțională, psihic, ceartă, psihic, emoțional, în stăiane și semneze. El nu e psihiatru, nu e așa mai departe. Procurorul Morar zice, domnul Sagaidac, nu mă provocați, vreți contestați mai departe. Contest la curtea de apel, orice decizii n-aș contesta, acolo se ia decizii fără participarea părților. Am dosar. La apel, știu că la curtea supremă, la apel tot fără participarea părților. Da, fără participarea părților. Dacă în dosarul de asta, Rusnac Alexandru, Sagaidac Andrei, e litigiu de 3.900 de euro cu un automobil Camaz, cu participarea părților, am câștigat la Rășcanu, ca la curtea de apel. La Curtea Supremă de Justiție, tot un contract de anulare a donației, e scrocherii în proporție destul de mari, de 500.000 de lei a mielii, înțeles acolo, fără participarea părților. De asta, judecătorul Klim la Curtea... poate e altă categorie de dosar, poate așa examinează recurs, mă ta, ai contestat probabil
încheierea judecătorului de instrucții de a nu începe urmărirea penală, poate că e altă categorie. N-ai consultat juriști, avocați, ai zis că ai avocați de stat. Au zis dumneavoastră, ni s-a dat în dosarul penal, ni s-a dat tofan, avocat de stat, m-a lipadat fără să depune o cerere, fără să vorbească cu mine, registrat telefonic, eu nu mai vreau să ieși avocat. Îl întâlnesc la curtea de apel, tași, pur și simplu pe lângă mine pleacă. Dacă acum am sunat-o pe avocat Natalia... Dar Tofan e bărbat, femeie, cum o cheamă? E bărbat, băiat tinerel, până l-a întâlnit pe lângă un vermat. Și n-ai fost scris plângeri aici la oficiu pentru... asistență juridică garantată de stat. Scrii plângeri că te-a abandonat avocatul. El n-are voie să te abandoneze, nici dacă e contract, nici dacă e plătit de stat. Acum tot așa Natalia Calugăreanu a fost ședință bufale o lună în urmă. Poftim, am și aici asta. Am înaintat judecătorului lista de 20 de martori. Primul de ăsta, polițistul șef Ciorescu, viceprocuror SNDR Eugen Tocarciuc. Judecătorul se uită papuca când vede, domnule Sagrado, dumneavoastră trebuie să revizuiți cu avocata, să nu dea împotriva dumneavoastră. Eu scot din mapă, poftim, am fiecare dosarul făcut, am dovezi că fiecare, și polițist șef Ciorescu Lozovan, și viceprocurorul, dosarele făcute la comandă. El zice că bun. O sun pe avocată, o săptămână în urmă. Deci m-a sunat miercurea viitoare, asta e alaltă ieri. Convenim când să veniți, sau până la anul nou, sau după anul nou. Ședința trebuie pe 7 februarie. Zic, nu, eu vreau acum să văd. Eu vreau la dumneavoastră oficiu să vin cu dovezele mele că dosarul e făcut la comandă. Am dovezi, am cereri, 150 de cereri, am încheierea judecătorului așa, sclituri, înțelegeți dumneavoastră? O sun miercuri și că, nu, dar dumneavoastră puteți să mă recuzați în timpul ședinței. Eu am citit dosarul, am făcut cunoștință cu dosarul și am înțeles că dumneavoastră sunteți vinovat. Doamnă avocată, de ce dumneavoastră în timpul ședinței, când ați auzit de Lozovan, șeful poliției, ce oră, e bun băiat. Mai departe, prima ședință, tot în dosarul ăsta penal, pe urmă a fost la Iovul, la curtea de apel. Dar pe asta ce înseamnă? Că el cunoaște și crezi că e... Da, și altă avocată, deci, dar e bun și primarul Ciorescu, știu avocatul. Ei poate glumeau, poate au auzit din presă ceva despre ei. Bun, dacă au auzit din presă, ca să audă și la mine. Și vreau să... legătură cu asta, nu știu, singur câte. Am gătit scrisori recomandate președintelui PD, Vlad Plahotniuc. Dar pe ce treabă au cu judecata? N-ar trebui să se implice în judecată, nici Plahotniuc, nici... Nu cu judecata. Mă interesează partajarea averii, cinstit averii în jumătate. Asta e viața dumneavoastră de familie. Ministrul Maier Jezdan... De ce ar trebui să se implice în partajarea averii? Nu trebuie adunată de dumneata cu fosta soție de cursul vieții de familie privat. Nu trebuie să implice la Mai, la SPI. Deci le cer să nu se implice. Le cer să nu se implice. La SPI am depus o grămadă de cere pe la SPI Lozovan, asta ce e? O secție de securitate internă. Da, la Mai, la Mic, pe armeană. Și le-ai cerut ca să nu se implice în cazul ăsta. Să nu se implice, dar am depus cereri că dosarul să faci la comandă. Am cerut audieri la ministrul Jezdan de mai multe ori. Ni s-au spus încă de vară, înaintea zilei independenței, s-au spus ministrul ocupat, ministrul în concediu, ministrul nu are timp. La procurorul general Eduard Harujan, de pe 10 mai 2017, depun Oleg cereri odată în 3 săptămâni. Iaca, și acum ai depus să cereri. Și nu te primește în audiență? Nu mă primește. Deloc, niciodată, nici un adjunct, un consilier. 5 cereri sunt depuse să mă primească la audieri, în legătură cu procurorul. Am fost audier de procurorul șef la Sângeriei Roșca. Procurorul ăsta Tocarciuc. Și te-ai dus la Sângeriei să vorbești cu șeful Tocarciuc? Da, i-am zis dacă procurorul general să mă duc acolo la audier. Am fost audier de Cotrobaie și așa. Bun, aici e audier de poliție, dar acolo ai fost în audiență la șeful lui Tocarciuc, care da, fiinul dumitale era odată.
Și ce te-ai plâns șefului pentru... Unde nu m-aș duce, ne spune cum anularea contractul donație. Dacă te-ai liniștit în contractul donație, pe asta interesează, că îți depozitat, că vă mai spun încă o dată. Păi da, până nu obții anularea contractului celea, nu ai ce să faci. Da, am dovezi, dacă ei ne spun în față, eu îi dau lui Jenia bani, tu ești drept, eu dau bani și astea lăs bomb și pe drum. În 10 mai, avocat Aliona Prodnin, Pușkina 22, ofici 315, spune în fața judecătoriei, dați dumneavoastră mai mulți bani și câștigați dumneavoastră. Eu sunt omul care nu dă bani. Avocația de stat mă lasă din cauza asta, tot fa mi-a zis că să nu și vorbi că, tu, că eu primești la dumneavoastră bani și am 180 de lei de asta ședința, le-ți plătești ședința. Și ai vrut mata să-i plătești sau el? Poftim? Ai vrut mata să-i plătești? Nu, el pur și simplu m-a luat. Nu, categoric. Și zici nu fie vorbi? Categoric, asta călugăreanu, mi-a dat, e avocată dată de stat, dar mi-a dat a ei vizită. Da, da, pentru contacte, telefon. Dacă am cartea de vizită, armeană 73, doamnă avocată, armeană 73. Iar oficiu, care-i problema? Poftim? Dar nu a vrut să mă primească, a refuzat să mă primească. Zis că... Dar au fost repartizate de aici, de oficiul de asistență juridică garantată. Da, 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 ea avea ședință. Și cine a vrut să primească? Poate era ocupată. Nu că era ocupat, mi-a spus, dumneavoastră aveți, eu am citit dosarul, vă sunteți învinuit, dumneavoastră aveți drept 7 februarie să mă recuzați ca deci nu vrea ea să te apere. Da, da, da. Eu am vrut să mă duc la dânsa cu dovezele astea, că am dovezi că sunt făcute la comandă toate dosarele astea. Poftimea că așa e scris. Nu, eu cred că poți să te duci între timp la oficiul ăsta de asistență juridică garantată de stat, să ceri alt avocat și atunci în ședință numai judecătorul să ia act că ai venit cu alt avocat de stat. Mă duc la lecurul său una, da, da, da. Ia că aici i-am depus. Să-i spui că călugăreanul nu vrea să te apere sau dumneata n-ai încredere în ea. Lista martor, nu. Am vrut să-i arăt dovezi că și invitat, și polițist. Și ea nu a vrut să vadă și înseamnă că n-ai încredere în ea și cere alt avocat. Și scriu, nu că să ședința de pe 7 februarie, judecătorul zic că nu v-a plăcut Tofan, nu v-a plăcut a doua avocată. A, Tofan, tot în dosarul ăsta era, da? Da, da, da. Ai voie să schimbi avocatul ori de câte ori îți trebuie. E merge mai departe. Eu am depus de muia plângeri că și o lună jumate, lista de martori, o lună jumate să aibă timp. Să-i invite, te-ți marturiești, o lună jumate. Nu? Instanța îi invite, da, nu? Da, instanța. Da, dar asta trebuia cerut în ședință, sau e cerut în ședință? Am cerut, am dat lista, a fost preliminară, am așa, e ocinea stavcă și pe urmă de așibă ședința, sau vinovat sau nu, înțeleg? Asta și în ocinea stavcă, asta a fost acum cunoștință cu avocatul, să faci, nu știu, faci. Așa, este unul dintre dosarele penale, acela cu încălcare. Nu, am în 54 de ani. A, numai unul. I-am zis, eu nu m-am încertat, nici cu primarul le-am spus, polițistul, deci în 23 de ani, nu m-am încertat în Ciorescu, nici cu un primar, nici cu un polițist, nici cu nimeni n-am avut o sfârlă. Pentru că atunci nu erai divorțat, înțelegeai bine cu nevasta. Când te-ai certat cu nevasta, te-ai certat și cu prietenii. Da, dar principalul e partajarea averii. De atâta că eu am spus... Nu prea mai aveți și partajat dacă ai donat ei casa. Pe timpul sovietic, generalul Alexei, prietenul meu a lucrat la generalul Alexei, el a fost 7 ori major, 7 ori capitan. Și avea ceartă cu vecinii, ceartă în familie. Zvania în jos, zvania în sus. Polițistul Lozovan e colonel la 30 de ani. Că zvei, tu ești fișorul meu. Și lui Galina Roșca i-am spus. Eu, înaintea mea, 89... Dar e cine Galina Roșca? Galina Roșca, închetătoare, care au dus dosarul ăsta și au zis ne să stau pe plene, nu e... Am înțeles. Cu partajare. Componență de infracțiune. Irina Tambor e... Tot anchetatoare. Da, tot anchetatoare. Eu sunt liberă și independentă. Și chiar înainte m-a tăiat să oprit tancuri rusești, da, s-a oprit și n-a să-mi permit voi, copiii mei, care azi s-a ajuns datorită niei și altui ca mine. Păi, dar nu contează vârsta. Au vrut democrație să vă bate joc, eu sunt părintele tău, statul tău să-ți bat joc și Lozovan și așa mai departe. Nu, sunteți în alte relații decât copil cu părintei. Ea e anchetatoare, angajată a statului, trebuie să respecte drepturile omului. Să respecte legile. Și procedurile și legile, sigur că da, da. Eu am fost Oleg urmărit de Taxi Express. Ciorescu, am m-am întâlnit la când au zis că, dar am văzut că jurnalistul Brega nu comentează, nu înseamnă că mata grește așa pur și simplu. Dar și să comentez? Eu îți dau mata ale voie să te exprim, eu nu cunosc situația și nici nu sunt expert. Eu de fiecare cuvânt și virgulă am decizii și încheierile judecătorilor care răspund și astea aduc dovezi în ședință judecată în și în așa. Am fost urmărit Taxi Express Ciorescu, am fost
amenințat de telefon 796, 54, 641 noaptea, la 11 de noapte. Pe urmă, 33 săptămâni, Toyota Prius, iar s-a amenințat. Deși, dacă încă de pe timpul generalului Alexei s-a dat aparataj de la americani de interceptarea telefonilor, prin screening cine a fost, deși, Amulo Zovan, eu n-am drept, suntem în conflict de interese, trimite Grițac, șef poliție numărul 8 de la Crico, al trimite pe Pascal, anchetator, nimic ca mine nu te-a audiat. Deși, când la prietenul lui șinul meu, șeful de ăsta, oficiului de pașapoarte, la cecana, iar de mașina la 3 din noapte, eu aprinde, prin scridnic șinul se duce, pac, și se găsește, șinul a aprins și așa mai departe. Dacă s-ar vrea, se găsește orice mașină. Dar ai scris plângere, că te urmăresc, că te amenință și tot așa, da? Am scris plângere. Și nu au găsit pe nimeni. Da, ca atât timpul, nu sunt fapte. Dar poate nici nu e identificat. Sau știi ei numărul la taxi care te urmărește? Taxiul ăsta care... A, și numărul de telefon de la care te-a amenințat? Taxiul ăsta care... Eu am lucrat cu dânsul în taxi expres Ciorescu, dar lui e unicul taxist care stă acolo, care face la primărie... A, e un singur șofer de taxi pe taxi expres. Nu, Boșinș, dar ăsta e unicul de la început, care el stă, el se schimbă... Deci îl cunoști. Se dă pe telefon, ne uitam, se dădea lui comenzile pe blatul, face la primărie de asta. Asta e altă problemă, dar mult că te urmărește, zici că te-ai plâns la poliție și nu găsești nicio vină. Era sfarci cu martor și când m-am dus la sfarci cu ăsta, ca martor la Pascal ăsta, și era Lozovan și am intrat și am început. Și tamam vine șeful taxi expres Ciorescu, Dima, eu sunt dator ți-ai trimit dilie, deși m-ai concediat. Tu zis Lozovan și spune, las Gheandre că noi vorbim pe urmă, las Gheandre că noi vorbim pe urmă. Domnul Sagaidac, eu am dovezi că eu am respectat Lozovanul, eu am dovezi că am respectat legea, n-am făcut nică ilegal. Deși domnul Lozovan, când am anunțat greva foamei și Serioja de la Grușcu, de la Supraten, Ciorescu, m-a pune pe interes, deși l-a amenințat soție la Italia, deși l-a chemat tu și l-a amenințat să mă scoată de pe internet. Deși pe Lobanov l-ai amenințat. Dar unde anunțase greva foamei? Acasă sau unde? Ia că acum vreau, da, pe internet. Ia că nu vreau să anunț greva foamei, am fost concediat din serviciu. Pe 16 iulie am depus cerere la domnul Paiu, numărul 2876, asta Colescu primită. Același Grițac, șef de poliție numărul 8, Cricova, nici Paiu nu răspunde, nici Lozovan nu răspunde. Pe timp și la soție era acasă, deși nu mi s-a permis să mă duc acasă, să-mi iau conserve care le-am preparat eu singur, să-mi iau alimente. Dar când a fost asta? După Paște am fost concediat din serviciu, da, 12 iulie, vă zic. Cere numărul 2. Bun, și acum ce faci greva foamei? Că nu ai ce mânca de nevoie, probabil, sau cum? N-am și mânca, nu-mi permite nici acum. Acum am scris iară cere, soția a plecat la Italia. El acuși vine în ianuarie, în februarie, trece numai decât la sud. E vine totdeauna, nu-mi permit. Oleg, s-a schimbat la lacăte, la poarta, la intrare, la poarta. Păi dacă i-ai donat casa și ați împărțit-o după divorț și a revenit, ei n-ai ce căuta acolo. Mai ales că ești în dosar penal cu violență în familie. De-am și scauți acolo. Noi am trăit în casă și îi spune, crezi, te dă afară din casă. Asta audeam când v-ați certat. Ni s-a repartizat zalul nii unde erau documentele de pe Saraiul de Bomb și Libertății 8. Deci o cameră din casa aceea, da, se revenea matale și... Ei mi-au repartizat acolo, o spart zalul, o luat documentele de pe la Saraiul. Și te-ai plâns la poliție, o anchetat, de ce ți-a furat? Că este jaf, oricine ar fi. Nu merg nici o poliție, nu mi-a permis, arată documente pe casă. Domnul Lozovan, deși pe... Lozovan e polițistul de sector, da? Polițist șef. Deși pe 6 mai, 3 mai, mi s-a dat prima ordonanță de protecție de Serafin Vasilache, deși pe 6 mai tu zici că am făcut violență, am încălcat ordonanța de protecție, am fost ca când acasă. S-a chemat poliția, el a fost nevoit, fata și femeia, n-au nici o înregistrare telefonică, nici un vecin, cheamă poliția ca anchetă și așa. Eu mă aflu de Cineu 15 și Libertății 8, e 130 de metri. Poliția nu vine, eu acolo mă găsesc în dosarul ăsta, că sunt martori ăștia, mă găsesc cu oamenii care
am făcut grătar, am pulpit 6 mai la ora 8 dimineață. Ei spun că violența, am fost acasă la ora 10. Oamenii ăștia smarturi de 70 de ani care nu spun minciuni, eu m-am găsit cu dânsul să facem grătar, bie în bere. Îi făcut la comandă, că așa e un deci au ignorat martorii, ce au spus ei. Au venit poliția, Și te-au amendat sau nu, au constatat că e încălcat ordonanța de protecție. S-a făcut dosarul penal în legătură. Aici e dosarul penal care se examinează pe 7 februarie. Prima amendă a fost 10 mai 2007 întorcându-mi de la ședința de divorț. Deci au fost câteva amenzi succesive, după care dosar penal, pentru că e încălcat repetat ordonanța. O amendă a fost impusă de Lozovan, 10 mai 2007, violența de familie, prima ședință de divorț, când avocatul a cerut mai mulți bani. Mă duc la dânsul să nu gândească Lozovan că el respectă legea. În timpul și ăla, cineva a intrat în coridor, un vecin de-a meu a intrat în coridor. Auzit cum el a spus, eu pot să te arestez, în pușcărie nu stau numai oameni vinovați, între tine și soție sunt 11 ani ranița de vârstă, poți primesc alte măsuri, m-a amenințat că m-a închid. Da, mi-ai povestit despre asta altă dată. Nu puteți să mă închid că o luat la paiu, o luat de asta camerele, înțelegi? Bun, deci până pe 7 februarie n-ai treabă la judecat sau mai ai alte procese? Nu. Doar te duci cu scrisorile astea să răspundă demnitare, să nu să-i bagi în viața privată. Da. Acum mă duc și depun din nou la procuror general de asta. Cere de audiență. Cere de audiență a procuror, viceprocurorului Sângerechi, dosarul la comandă și Lozovan și așa am dovezi, înțelegi? Am înțeles. Mă duc la ambasadorul Amerji Kogan din nou, că am fost la Petiș. Așa îl cheamă pe nou. Da. Mă duc la UE Mihalco. Și greva foamei face acasă, de când? De acum anunț, las polițistul Lozovan, vin și amenință la acum pe jurnalistul Brega sau pe mine. Pe mine nu poate să mă amenință, că eu nu mă tem. El amenință vecinii, el totodată și omul ăsta din coridor cândva să vorbească domnul Lozovan că dosarea asta la comandă. Pur și simplu acum nu vorbește, schem, este intimidat, concediat la serviciu ca mine. Te aruncă, te pune la perete, ori mor de foame, pierzi stăt și bună ziua. Vreau să mă adresez deputatului Nichiforciuc. Nu vă cunosc personal, îmblând cu Jenia Tocarciuc, vărul soției, viceprocuror Sângerei. El a făcut probleme procurorului șef la Telenești, Cibotari. Acum mai faci problemele procurorului Roșca. L-a deposedat pe moșul lui de bus. S-a implicat pe atunci, pe timpul lui Voron, șoferul lui Voronin, Aurel Nistor. Asta e sbârfe sau ai ceva dovezi? Am dovezi. Vezi că ar putea să te dea și pe dumneata în judecată și pe mine pentru bârfe. Las-mă dei. Soacră mi-a zis că gine că Jenia poate să învârtească. A învățat-o și pe ficta să învârtească, să țineți minte că vă așteaptă. V-am zis, eu nu mai am și pierde. Am pierdut averea, serviciu, n-am și mânca. Eu am anunț greva foamei. În fața, la fiecare partid, în fața lui Ștefan cel Mare, în fața ambasadorului, să depun, nu să iau măsuri de urgență, depun palatcă și așa mai departe. Mă adresez deputatul Nichiforciuc, vă cunosc când îmblam cu Jenia să-l cunun. La circ s-a întâlnit el cu Bășescu, dumneata, cu automobil Mercedes. Cu cine? Nichiforciuc. El îl protejează, el îl ridică în funcție și așa mai departe. De asta, soția mă numește Harujin, de atâta că procurorul general nu are nimic ce-i face. Viceprocurorul Sângerei, procurorul la Telenești, îi pus din Nichiforciuc, care stă bine cu Placaniuc. Domnule Placaniuc. Asta trebuie demonstrat, n-ai cum să știi cine l-a pus. Eu am fost la procurorul șef Roșca, îl știu tot, și la Băl, și la Sângerei. Normal că îl știu dacă e șef de procuratură raională. El e procuror adjunct de o lună de zile, înțelegi dumneavoastră. Adjunct unde? Procuror adjunct la Sângerei, din procuror la Telenești, procuror adjunct la Sângerei. E lunga lui Tăderică. Dar șef e Roșca, înțelegi dumneavoastră. Ținem legătura și mai vorbim. Să ne ții la curent cum merge greva foamei. Da,